Salutare tuturor, eu sunt Andrei, iar astăzi revenim, fraților, cu încă un episod din seria noastră de arc, Anunnaki Genesis. Și, ca de obicei, înainte de a începe acest episod, v-aș ruga pe fiecare în parte să apăsați și voi butonul de like, să strângem cât mai multe la număr. Fraților, au trecut vreo 3 săptămâni de când nu am mai filmat și de când nu am mai jucat un arc. Și da, s-au întâmplat foarte, foarte multe lucruri. În primul rând, probabil foarte mulți dintre voi sunteți curioși de ce, nu de ce, cum o duc, ce mai fac, cum merge viața la facultate, etc, etc. Bă, fraților, merge bine treaba. Să zicem. Nu prea am atât de mult timp liber precum aș fi vrut, dar e ok. Ne descurcăm, filmăm în weekend. Weekendurile trecute am fost cam ocupat pentru că cu mutările, cu chestiile astea, dar e ok acum, sper. Așa că am zis, hai să filmez și un episod de Ark Anunnaki Genesis. Bun, am intrat în joc. Massive, am intrat în joc cu gândul de a filma, cu gândul de a mă distra un pic. Și ce să vedeți, modurile și-au avut update și odată cu update-ul s-a buguit harta. După cum vedeți, toate creaturile și tot ce aveam din Anunnaki Genesis a dispărut. Și noi am rămas doar cu dinozaurii din Research Crops și Bionic Ark. Bun. Foarte, foarte, foarte nașpa. Tu ai foarte puțin viață. Niciunul dintre dinozaurii ăștia nu are suficient de multă viață încât să-l caut pe Ankalagon. Pentru că am murit, după cum vedeți. Nu știu cum, nu știu unde, dar am murit. Și trebuie să văd dacă pot să-l găsesc pe Ankalagon. M-aș risca să mă gurin ocerul, dar nu. Uf. Nu, că alea erau din. Fuck. Hai să mergem cu rinocerul să-l căutăm. Cred că știu unde e Ankalagon. Ok. Treaba e fucked up. Rău. Rău de tot. Și mă bate gândul să închei acest sezon de arc modat. Nu vom începe o serie de Scorched Earth încă, poate altă dată, pentru că n-am timp, adică în vacanță chiar aș vrea să încep o serie de Scorched Earth, vedem, dar momentan aș vrea să filmez ceva, nu știu, altceva. Ceva care să poată fi filmat foarte repede, pentru că arcul necesită foarte mult timp. Nu poți intra în joc și gata, ai filmat și ai rezolvat treaba. Nu muri. Ok. Whatever. Whatever. Nici nu mai contează. Oricum. Treaba e și așa fucked up. Seria asta s-a cam dus. Din păcate. Și trebuie să vedem ce reușim să facem. Arc single player, nu, n-aș mai juca. Arc pe un server PvP, aș îndrăzni să joc, dar, din păcate, nu poți juca pe un server PvP pur și simplu, cum să zic eu, pur și simplu o dată pe săptămână. Pentru că, na, cu raid-uri, cu chestii nu merge, aia trebuie jucat zilnic. Ba,
Deci suntem izolați aici, în Calagon, s-ar putea să fie în partea alta, habar nu am. Nici nu mai contează. Nici nu mai contează. Nici nu mai îmi bat cap. Ba piciorul în el de update sau ce-o fi fost, ce s-o fi întâmplat, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Văd că și... și ăla cu PC Dragons. S-a dus. Totul s-a dus. S-a stricat totul. Totul. Cu update-urile astea. Ce să fac, mă, fraților, am nevoie de sfatul vostru în comentarii. O serie, o ceva, s-ar putea să ne reîntoarcem la Minecraft. Știu că foarte mulți doriți Ark. Vedem ce putem face, vedem ce reușim. Uf, poate mai așteptăm o lună și începem Scorched Earth. Vedem, vedem. Momentan însă, nu avem ce face. Trebuie să abandonăm. Trebuie să abandonăm seria de Anunnaki Genesis. Și îmi pare rău. Chiar îmi pare rău de chestia asta. Nu aș fi vrut să se întâmple așa ceva. Aș fi vrut să continui. Să joc în continuare și mai mult să mă distrez pe această mapă. Ăla e al nostru. Hei. Ăla e mă băiat. Ăla e mă boss. Boss, 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 boss. Asta din ce mod era? Nici nu mai știu din ce mod era. Din PC Dragon Gods, parcă. Oh, whatever. Whatever. Nici nu mai îmi bat capul. În orice caz. Treaba e fucked up. Rău. Rău de tot și nu știu ce pot face. Probabil vom continua, vom face și noi niște jocuri indie, niște chestii, niște nebunii. Pentru că... sunt într-o mare, 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 mare dilemă. Suntem într-o dilemă uriașă, fraților. Nu avem nicio șansă să traversăm cu ăsta. Nu știu, acum putem să mă plimb și să mă gândesc, pentru că nu știu ce pot face. Deci, aș putea începe niște serii de joculețe indie, aș putea juca Minecraft, aș putea face diverse chestii până găsim o soluție cu arcul. Seria modată, în orice caz, e cam... E cam gata, din păcate. Tu, n-aveai o abilitate, ceva? Oh, the tick. Easy. Easy. Ce-mi dădui? Nu știu, habar n-am. Fraților, e nașpa. E nașpa treaba. Este super, super nașpa treaba. Da. Nici nu cred că mai are rost să continuăm episodul ăsta, adică chiar nu văd ce am putea face altceva în afară de a ne plimba pe aici. Adică, meh. Așa că cred că vom încheia episodul și vom vedea ce reușim să facem. Și chiar aș avea nevoie, fraților, de părerea voastră în comentarii. Părerea voastră... What the fuck? Nu avem astea mai mari? Habar n-am. Părerea voastră e musai, deci neapărat am nevoie de părerea voastră, pentru că altfel suntem într-un mare impas.
Bun. Cam atâta cu acest posibil episod de final. Pare foarte rău că o să zic că se termină așa. N-aș fi vrut să continui. Dar nu știu. De-abia s-a instalat Anunnaki Genesis și văd că nu știu, e buguit, nu merge nimic. Ce să fac? Ce să fac? Chiar n-am ce să fac. Tu, ce level ești? Haba, nu am ce level e. E un level mic, probabil. Da. Da, 32. Ba piciorul. Ești ba piciorul rău! Ok. În fine. Cam asta ar fi cu acest episod de final. Sper că v-a plăcut seria, sper că v-ați distrat alături de mine. Eu nu m-am distrat foarte mult pe seria asta. Am făcut foarte multe chestii, ne-am distrat cu tot felul de creaturi, dar n-a fost să fie la final acum. Ce să faci? Ce să faci? Oare mă, ăsta mai merge? Asta mai merge. Uite, avem tot fel de chestii. Am putea crafta... Da, mă rog. Nu mai zic nimic. Nu, n-am cuvinte. Bun. Cam de cu această serie. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere.